Știm că mâine ne așteaptă un meci foarte greu, cu o echipă foarte puternică, cum este Austria. Însă băieții noștri sunt toți pregătiți pentru acest meci care îl vom avea mâine. Împreună cu staful tehnic pregătim meciul. Toți sunt apti să dea mâine lupta cea mai mare care și puterile toate care le au și toți sperăm că la sfârșitul meciului o să fie un rezultat bun pentru echipa noastră. Alexandru, care sunt jucătorii de bază în Naționalul ăsta care putea să evidențieze? Pot spun că ei toți 20 de jucători care sunt toți de bază, toți jucătorii lor joacă în Bundesliga și în campionatul Angliei, așa că pot să spui că fiecare jucător al lor este un jucător foarte, foarte bun și de valoare. 11 ani în urmă am bătut Austria, 1-0. Ne pretendem să vedem. Să fim sinceri, cred că este o diferență între 11 ani în urmă, cum arată, cum era selecționată Austria și acum. Dar eu aș fi foarte bucuros ca mâine, după sfârșitul meciului, să fie scorul în favoarea noastră. Dar încă o dată spun, este va fi un meci foarte și foarte greu și trebuie să dăm toate puterile mâine și să ne luptăm maxim. Și numai după, dacă o să fie tot așa și o să jucăm concentrat și disciplinat, numai la sfârșitul meciului o să vedem care va fi rezultatul. Eu cred că dacă mâine o să luăm puncte în meciul de mâine, o să fie un rezultat bun pentru noi. Ich hoffe, wenn wir puncte nehmen morgen,